Până la data de 23 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.082.057 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID-19. 1.047.117 pacienți au fost declarați vindecați. Media la nivel național a coeficienților de infectare cumulată la 14 zile este 0,03. Cele mai multe cazuri se regăsesc în București, 183.907, urmat de Cluj, Timiș, Ilfov, Brașov, Constanța, Iași, Prahova și Bihor. Județele în care s-au înregistrat cele mai multe cazuri în ultimele 24 de ore sunt București cu 13 cazuri, urmat de Ilfov, Satu Mare, Iași și Timiș. Până astăzi 34.266 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 22-23 iulie 2021 până la ora 10 au fost raportate de către INSP două decese, o femeie și un bărbat infectați cu noul coronavirus internați în spitale din namță și municipiul București. Unul dintre aceste decese este anterior intervalului menționat și a fost introdus în baza de date la solicitarea Ministerului Sănătății de către DSP în urma verificărilor efectuate și s-a produs în luna iunie 2021 în județul Namț. Dintre cele două decese, unul a fost înregistrat la categoria de vârstă 60-69 de ani și un deces la categoria de vârstă peste 80 de ani. Ambele decese înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 104 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, distinct de cazurile nou confirmate în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi. 28 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 277, dintre acestea 38 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.602.219 teste real-time PCR și 1.734.485 teste rapide antigenice. În ultimile 24 de ore au fost efectuate 12.038 de teste real-time PCR și 14.587 teste rapide antigenice. Rata de pozitivare a testelor efectuate în ultimele 24 de ore este de 0,39%. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state. 23.587 au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS-CoV-2. Dintre aceștia, 798 au fost declarați vindecați. În intervalul 15-22 iulie 2021, au fost raportate 33.956.561 de cazuri în Uniunea Europeană și în Spațiul Economic European. Cele mai multe cazuri au fost registrate în Franța, Italia, Spania și Germania.